A fost bătaie ca în film ieri la penitenciarul Colibaș. 12 deținuți și-au împărțit pumni și picioare și s-au lovit cu tot ce le-a căzut în mână chiar în curtea penitenciarului. Costi Ivașcu are mai multe informații. Bună dimineața, Costi, ce-au pățit pușcăriașii? Bună dimineața, toți deținuții au avut nevoie de îngrijiri medicale. 6 dintre ei au rămas internați la spitalul penitenciar din incinta închisorii, iar ceilalți au fost transportați la spitalul militar din Pitești pentru că rănile lor erau mai grave. După câteva ore și aceștia au fost transportați din nou la spitalul penitenciar din incinta închisorii. Trebuie să vă mai spun că conducerea închisorii consideră că aceștia se află în afara oricărui pericol. Ei trebuie totuși să răspundă acum în fața întrebărilor procurorii, dar și gardienii trebuie să răspundă la întrebări. Cum a fost posibil ca o asemenea bătaie să aibă loc chiar în curtea penitenciarului? În jurul orei 17, un grup de deținuți era transferat de la o secție cu regim semideschis într-una de maximă siguranță. Când au ajuns în curtea interioară a penitenciarului, pușcăriași au fost atacați din senin de alți deținuți. Au venit definitiva și vrea să-i mută în altă cameră, la închiși. Și alții au sărit gardul peste ei și au omorât-o cu... Bărbații au rupt o bancă și au transformat bucățile de lemne în arme. A avut loc o altercație fizică între 12 persoane private de libertate aflate în curtea de plimbare a unității. Personalul aflat în serviciu a intervenit imediat pentru aplanarea conflictului. Până au intervenit însă forțele speciale ale penitenciarului, 6 deținuți erau aproape inconștienți. Am fost la Colibaș și am întrebat un polițist de acolo și ne-a spus că sunt tăiat și nu știm nimic și nu a vrut să ne dă alt raport. Nu știm nimic. Avem bărbații noștri care este acolo, avem 3 persoane. Și nu știm nimic, nici știm dacă sunt tăiați, dacă sunt omorâți, nimic, absolut nimic. Am 3 copii. Am auzit că îți le-am de aia omorât. Penitenciarul n-are grijă de oamenii lor. Le-au omorât de-a tot, le-au cu cuțite, cu brincese. Nu știm nimic. După câteva ore, cei 6 pușcăriași au fost duși înapoi la penitenciar. Nu au necesitat îngrijiri medicale deosebite. Întorcându-se în unitate, v-am spus, una dintre persoane private de libertate are recomandare de încă o ecografie. Acum, cei 12 deținuți se află internați la spitalul din cadrul penitenciarului. În timp ce medicii le îngrijesc rănile, câțiva procurori încearcă să afle ce au avut aceștia de împărțit. Și gardienii sunt cercetați. Anchetatorii vor să afle dacă aceștia au intervenit corespunzător.